America. Puștul meu știe engleză, o să ajungă bine, nu? Probabil într-o operațiune infanterie marine la Kabul și primește acasă sicriu de plumb, nu? Și nu trebuie să plângi, trebuie să fii tare, că siguranța națională e pusă de sentimente sub amenințare, căci că trebuie să fim reci ca la răcoare, într-o luptă care nu ne privește de nicio culoare, că vor să aducă McDonald's în Babilon și să-mi bete curva bestiei cu petrol. America ia partea celor slabi și se îngrașă și după aia țipă că lumea le aruncă bombe în casă. Dacă ați crede Dumnezeu, nu v-ar fi frică de moarte. De fapt, ar trebui să o înfruntați noapte de noapte. Salam aleikum, frații mei, știu că lupta voastră e dreaptă, dar nu uitați armele la tot fericire niciodată. America!